Jurnalele RTT. Știri la fix. Toate școlile din județ se vor deschide luni 10 septembrie. Deși în unele unități de învățământ încă se fac lucrări de igienizare și reparații, conducerea Inspectoratului Școlar Județean dă asigurări că actul educațional nu va avea de suferit. Aproximativ 81.000 de elevi și prichindei de grădiniță încep luni anul școlar 2018-2019. Șefii Inspectoratului Școlar Județean spun că actul educațional se va desfășura în clădiri autorizate sanitar. Astăzi am avut o ședință cu directorii. Din ceea ce mi-au comunicat, în 90% dintre unități igienizările au fost făcute. Mai sunt de făcut reparații, unele încep chiar de acum. În aceste cazuri copiii vor fi mutați în alte corpuri de clădire, dar toți vor începe pe data de 10 școala. Deși la inspectorat încă mai sunt ședințe de ocupare a orelor care nu au fost completate, conducerea inspectoratului spune că nu sunt probleme cu dascălii. Există peste 6.000 de profesori încadrați deja, iar unde a fost nevoie, s-a apelat la profesori pensionari plătiți cu ora. Majoritatea sunt calificați. Sunt foarte puține cadre didactice care nu sunt calificate, dar între ghilimele, pentru că ele sunt cu studii de specialitate, dar nu au reușit să își dea încă licența sau sunt încă pe băncile facultății. În acest an, o parte dintre copii vor începe școala și cu manuale noi. Au fost repartizate peste 135.000 de manuale noi în școli pe parcursul acestei vacanțe și urmează să mai fie făcute comenzi. Manualele care au avut greșeli, ele au fost oprite la nivelul depozitelor, ele nu sunt împărțite în teritoriu. În județul Brașov funcționează peste 411 unități școlare. Guvernul nu asigură banii de asistență socială în județul Brașov. Liberalii cer guvernanților să modifice standardul de cost în unitățile sociomedicale și pentru beneficiarii sistemului de asistență generală și protecția copilului. În ciuda rectificărilor bugetare realizate de administrația județeană, nu sunt bani suficienți pentru plata salariilor până la sfârșitul anului, nici pentru unitatea medico-socială din Sânt Petru, nici pentru cei aproximativ 1.000 de angajați ai DGASPC Brașov. Măririle salariale nu au fost dublate de modificarea ale standardelor de cost din 2016, așa că în bugetele instituțiilor nu mai sunt bani de salarii. Ați văzut, sumele sunt foarte mari, noi am reușit și am făcut un efort. Luna trecută am pus 8 milioane la direcția copilului pentru salarii, iar la direcția de la Sânt Petru, în luna august, am făcut o ședință de îndată pentru că nu mai aveau bani de salarii, n-au venit prin direcția de sănătate publică conform legii. Și am dat 860.000, la toate acestea le asigură până la sfârșitul lunii octombrie. Diferența la Sânt Petru, încă n-am făcut-o cât mai trebuie până la sfârșitul anului, dar la Direcția Generală a Copilului sunt aproape 9 milioane. 90% din banii trebuie acoperiți de guvern, iar 10% de consiliile județene. Anul acesta, la Brașov, de la guvern nu au venit nici jumătate din fondurile necesare pentru asistență socială. Restul s-a folosit din excedentul Consiliului Județean de anul trecut, adică din banii care ar fi trebuit utilizați la investiții. Speranța era rectificarea bugetară, însă de la București, după ședința de guvern de miercuri, nu au venit vești bune. Pentru salariile angajaților din DGASPC s-a dat doar o treime din sumele necesare. Am văzut rectificarea de guvern de ieri care a fost aprobată de guvern fără avizul CSAT și acolo nu avem alocat cel puțin la Direcția Generală a Copilului. Sunt 8 milioane, dintre care prin cotă de falcate pe drumuri sunt 5.800.000. Diferența ar fi de 2.300.000 și ceva de mii care ar merge pe salarii. Deci tot rămânem cu un deficit de aproape 7 milioane. Și eu rog Guvernul României să coreleze toate măririle de salariu cu prețul de cost standard per beneficiar, care n-a mai fost corelat din 2016. La rectificarea de miercuri, autoritățile județene brașovene au primit aproximativ 8 milioane de lei, din care peste 5 milioane din cotă de falcate, pentru a acoperi nevoile de salarii pentru angajații de la protecția copilului și pentru cei de la unitatea sociomedicală din Sânt Petru. Probleme cu asigurarea fondului de salarii au direcțiile pentru protecția copilului din mai multe județe. Pe 15 septembrie, brașovenii sunt invitați să facă curățenie în aceea zi cu voluntari din alte 150 de țări. 1 milion de români sunt așteptați să participe la acțiunea Let's Do It Romania, cea mai mare acțiune de ecologizare de la noi din țară.
150 de țări din întreaga lume se unesc în cea mai ambițioasă mișcare civică la nivel internațional, World Cleanup Day, în data de 15 septembrie, în lupta împotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu, deșeurile. Asociația Tot Mai Verde din Brașov implementează la nivelul județului proiectul Let's Do It Romania. Înscrierea pentru Ziua de Curățenie Națională se face pe www.letsdoitromania.ro, iar cei înscriși vor putea să-și aleagă zonele pe care le curăță prin intermediul aplicației World Cleanup. Vom avea puncte de înregistrare pentru cuprinsul județului. Aceste informații vor fi disponibile pe site-ul letsdoitromania.ro, unde populația poate să vadă aceste puncte. Cei care s-au înscris vor primi informații legate de aceste puncte și pot să vadă unde este cel mai apropiat punct pentru dânsii, dar în același timp și în cazul primăriilor care s-au înscris și au primit deja materiale noastre de promovare, au stabilit aceste puncte, iar pe afișele din orașe, din comune și sate, sunt specificate aceste locuri de întâlnire. Consiliul Județean Brașov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISOMEDIU în domeniul salubrizării localităților din județ susțin organizarea și implementarea proiectului Ziua de Curățenie Națională Let's Do It Romania. Forul județean a demarat pregătirea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov, pentru care procedura de achiziție a serviciilor de consultanță este finalizată. Este un pachet de servicii care cuprinde revizuirea masterplanului, care ne va indica care sunt obiectivele de investiții necesare a fi realizate la nivelul județului Brașov, urmat de studiile de fezabilitate, de proiectarea obiectivelor de investiții și inclusiv cuprinde etape până la construirea acestor obiective și delegarea gestiunii către operatorii finali. Alături de organizatori și-au oferit sprijinul și instituții de concentrate implicate în problemele de mediu. Din păcate am constatat în ultima perioadă că cantitățile de deșeuri au început să crească în loc să scadă. Noi vom fi parte la acest eveniment cu aproximativ 9 autoutilitare, cu câteva mii de mănuși și saci de gunoi, tot ce este necesar pentru a veni în sprijinul voluntarilor care vor participa în ziua respectivă la acest eveniment. Ulterior, noi să putem strânge sacii propriu-zis, să le ducem spre zonele noastre de colectare. România este parte a rețelei internaționale Let's Do It World din anul 2008, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie. Din 2010 până în prezent, proiectul Let's Do It Romania a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională, fiind adunate din mediul înconjurător 18.000 de tone de deșeuri. Un bărbat a fost atacat de urs în apropierea localității Bunești. Victima, un cioban de la o stână situată la o distanță de circa un kilometru de localitate, a fost preluată de un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Mureș. Rănitul a fost internat pentru îngrijiri la un spital mureșan. La puțin timp după incident, jandarmii de la grupa de supraveghere și intervenție Rupea s-au deplasat la fața locului, au făcut o periere a zonei, dar nu au dat de urma ursului. Este numărul la care brașovenii pot semnala porci mistreți morți sau bolnavi pe teritoriul municipiului. Crescătorii de porcine din județ au obligația să anunțe moartea sau îmbolnăvirea oricărui porc din fermă sau gospodărie proprie în maximum 24 de ore. În județul Brașov nu a fost semnalat încă niciun caz de pestă porcină, dar autoritățile recomandă tuturor să fie în alertă. Cu atât mai mult cu cât virusul se răspândește rapid într-o perioadă cuprinsă între 3 și 15 zile. Conducerea Direcției Agricole Brașov a citit astăzi presei o maculatură consistentă despre măsurile de combatere a pestei porcine. În județul Brașov nu avem semnalate focale de pestă porcină. Au fost transmise către Unitățile administrativ-teritoriale, manualul operațional pentru intervenție în focarele de pestă porcină și de prevenirea acestuia. Autoritățile atrag atenția că prepararea termică a cărnii infestate nu distruge virusul pestei porcine africane. Mai mult, carnea congelată poate păstra virusul o perioadă îndelungată. Omul nu se îmbolnăvește, dar poate transmite boala animalului. Nu există vaccin sau tratament, astfel încât mortalitatea porcului este de 100%. Unsprezece formații, peste 30 de artiști, 5 seri de spectacol. Sunt ofertele celei de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional Jazz and Blues, care va începe din 11 septembrie. În acest an, evenimentul se mută la Centrul Cultural Reduta.
Pentru prima dată, două seri ale acestei ediții de festival vor fi dedicate bluzului, iar pe scenă vor urca artiști din Statele Unite ale Americii, Canada, Germania și Olanda. Cele două seri de blues vor urca pe scena redută a patru formații. Ted Robinson din Statele Unite, care se prezintă prima dată în România și a fost nominalizat de 7 ori la Blues American Awards. Și Rita Ciarelli din Canada, supranumită și zeița bluesului în Canada. De asemenea, în premieră va urca pe scenă și Julian Sass Band din Olanda. Iar programul va fi completat de Henrik Freischlader din Germania. Pe lângă concerte, organizatorii au pregătit și mai multe evenimente conexe. În plus, festivalul are în acest an și o secțiune dedicată sărbătoririi centenarului. Ziua de 12 septembrie va fi dedicată jazzului românesc. Sâmbătă, 15 septembrie, va fi un workshop despre istoria jazzului românesc. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Județean. Cavalerii teutoni se întorc în cetatea Feldioara. În 8 și 9 septembrie, festivalul propune vizitatorilor paradă și demonstrații cu cai, cavaleri și domnițe, concert de muzică medievală, demonstrații de artă și lupte medievale, recitaluri, cântece populare, concerte, spectacole cu torțe și foc de artificii. Festivalul Cavalerii Teutoni se întorc în cetatea Feldioara a ajuns la 8-a ediție. Evenimentul face parte din strategia de promovare, dezvoltare și valorificare a tradițiilor și turismului pentru păstrarea datinilor și obiceiurilor locale. Antrenorul Florin Stângă este foc și pară pe jucătorii săi după ce ASSR Municipal Brașov a pierdut pe teren propriu în fața Craiovei lui Mititelu. Tehnicianul acuză greșelile elevilor săi și ușurința cu care au lăsat să le scape victoria. Stângă este totuși încrezător că brașovenii vor da totul pe teren mâine în deplasare în partida împotriva celor de la FC Voluntari 2. Suntem cea mai iubită echipă din Brașov, reprezentăm Brașovul, reprezentăm acest club minunat care are în spate o tradiție foarte mare și care ne obligă la foarte multe lucruri. Cred în lucrul ăsta, cred în dorința jucătorilor de a reprezenta Brașovul cu cinste și sunt convins că ne vom bate pentru fiecare metru de teren la fiecare meci. Brașovenii au depășit frustrarea după înfrângerea în fața craiovenilor și se concentrează 100% pe partida de mâine de la Voluntari. O să fie un meci foarte important pentru noi. Ei vor avea o echipă tânără, care vor avea ambiție, determinare și cu siguranță își vor dori revanșa. Pentru că i-am bătut aici cu 6-1 și noi trebuie să mergem să luăm 3 puncte. Avem un meci foarte important acum în față și nu trebuie să ne mai gândim la ce a fost. Am analizat greșelile, le vom elimina de la meci la meci și trebuie să venim victorioși de la Meciul dintre FC Voluntari 2 și ASR Brașov, contând pentru etapa 3-a din Liga 3-a, este programat vineri de la ora 17 pe stadionul Gheorghe Dincă din Voluntari.